tuturor și bine v-am regăsit la o nouă lecție pe canalul meu. Sper că acest video vă regăsește pe toți cu bine. Astăzi urmează să învățăm cântecul biruitor, un cântec pe care mai mulți dintre voi mi l-ați cerut. Vom învăța câteva lucruri noi, așa că sper că sunteți pregătiți, iar în cazul în care nu sunteți pregătiți, luați-vă instrumentul și să trecem la treabă. Ok, acum urmează să învățăm acordurile. În primul rând vreau să spun că cântarea în versiune originală este în re major, dar eu una o cânt în sol major cu capodastru pe fretul 1, fără capodastru ar fi în sol diez major. Ok, deci acordurile de care avem nevoie sunt următoarele: sol, diez major, mi, minor, do, major și re major și în același timp la minor. Ok, dragilor, acum că am învățat acordurile de care avem nevoie, urmează să învățăm ciupitura. Ciupitura s-a auzit-o și la începutul videoului pe care o facem cam așa. Ceva de genul. În primul rând vreau să vă spun, așa cum am spus și într-un alt video, degetul mare îl numerăm cu numărul 0, 1, 2, 3 și 4. Și trebuie să avem grijă că atunci când ciupim, cu degetul 0 tragem în funcție de acord, dar cu degetele 1, 2 și 3 mereu o să tragem de ultimele 3 corzi. Ok, deci la sol major tragem în felul acesta, cu degetul 0 de prima coartă, de mi. Apoi la mi minor tragem felul acesta, deci degetul 0 trage de coarda la, coarda a doua, de sus în jos, apoi la do major trage de aceeași coardă, se păstrează degetația și la re major din nou coboară cu o coardă. Ok, deci aceasta este ciupitura, acestea sunt acordurile pe care o să le folosim la intro și o să adăugăm câteva floricele la intro și o să facem un fel următor. Adăugăm după ce facem toată ciupitura pe sol, lucrul acesta. Tragem de coarda a doua de jos în sus, de coarda si și de următoarea coardă cu degetul 1 de la mâna stângă pe fretul 2. Și apoi trecem pe mi. Și aceeași chestie. Și apoi pe do. Și apoi facem pe coarda a treia. Tragem de ea liberă. Și apoi adăugăm degetul 1. Și tragem cu degetul 1 puțin de coardă. Și apoi terminăm pe re. Strofa unde folosim acordurile sol, mi minor, sol, re major, în felul următor. Hai să încercăm și cu versuri. Pe câmpul de război tu ești cu mine, parte o să facem refrenul. Deci eu, în mod normal, când cânt, țin pana în degetul acesta. În felul acesta. Nu știu dacă voi o să puteți pentru început să țineți pana aici și să cântați cu degetele acestea. Deci exact cum v-am spus că folosiți degetele acestea, le-ați folosi pe acestea. Și după ce termin strofa, trec în refren
Deci dacă voi nu puteți să țineți pana în deget atunci când cântați, eventual ați putea să cântați cu degetul până când vă obișnuiți să țineți pana aici. Pentru că trebuie schimbată repede și trebuie să aveți grijă să nu o scăpați din mână când faceți mutarea aceasta. Ok, deci facem trecerea de la strofă și în calul biruinței voi umbla, biruitor. Deci prima dată o să cântăm refrenul în felul acesta. E voi umbla, nu e dușman, împotriva să-mi stea. Deci facem jos. Facem o bătaie în jos și când și apoi revenim scurt și apoi batem cu mâna dreaptă în corzi. Do, sol, mi, re, din nou, re. Deci trag când urc, nu trec peste toate corzile. Ok, doua oară mai adaug o bătaie și anume așa. Biruitor, e voi umbla, nu e dușman, împotriva să-ți stea. Tu mă conduci cu dreapta ta, Iisuse a ta, e victoria. Biruitor, e voi umbla, nu e dușman, împotriva să-ți stea. Continuăm la următoarea strofă și avem sol, mi, sol, re din nou. La strofa aceasta eu nu am mai bătut cu mâna și cântăm cam așa. Pe marea voiată ești cu mine. Ultima parte, când zor de zi ajunge vom la mal, trebuie să facem puțin mai forte, cam așa. Când zor de zi ajunge vom la mal, biruitor, e voi umbla, nu e dușman, împotriva să-ți stea. Tu mă conduci cu dreapta ta, Iisuse a ta, e victoria. Deci, mie mi-a plăcut aici să fac la început așa, două bătăi și apoi să opresc sunetul cu mâna. Na 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 na
tot așa. Piruitor, e voința. Doar că a doua oară nu mai fac bătăile acelea la începutul strofei. Deci vine așa. Piruitor, e voința. Asta trecem la ultima parte în care folosim acordul la minor. Aici adăugăm acordul la minor și mi minor îl prind în poziția aceasta, nu mai prind în poziția aceasta. Deci ar veni cam așa. Aici schimbăm puțin ritmul și facem un fel următor. Deci creștem intensitatea, aici repetăm de 3 ori și apoi putem să mai adăugăm câteva bătăi, cam așa. De lupta crâncenată și visă ce ți-arză, nu tremur, nu mi-e teamă, știu lângă cine lucru. De lupta crâncenată și visă ce ți-arză, nu tremur, nu mi-e teamă. Ok, cam asta ar fi ultima parte, deci se repete de 3 ori și ultima parte, a patra oară, terminăm cu nu-mi e teamă, pe re major. Și apoi continuăm cu refrenul pe care îl facem din nou în felul acesta, și anume... Na-ra-na-na, na-ra-na-na. Deci refrenul la final îl repet eu de 3 ori. O să facem inițial primele 2 repetări, pentru că ultima repetare este puțin diferită. Și hai să încercăm. Biruitor e voința, nu e dușman, împotriva să stea. Tu mă conduci cu dreapta ta, Iisuse, da, e victoria. Miruitor, e voința, nu e dușman, împotriva să stea. Tu mă conduci cu dreapta ta, Iisuse, da, e victoria. Și acum ultima parte o fac cu ciupit. Iar ciupitura aceasta se face în felul următor. Cred că vi se pare foarte mult ceea ce am învățat la cântarea aceasta, dar sper să vă placă și sper să vă descurcați. Ok, deci ciupitura asta este foarte simplă. Și anume, tragem cu degetul 0 de prima coartă la sol și apoi facem 1, 3, 2. Cazul în care sunteți cu pana în mână, ceva de genul vine. Și apoi la mi minor. Deci așa s-ar face ciupitura pe acorduri și acum acordurile pe care le folosim la refren. Biruitor, e voi umbla, nu e dușman, împotriva să-mi stea. Na-ra-ra-ra, na-ra-ra-ra, Iisuse, a ta e victoria. Ok, dragilor, deci
cam asta este cu cântecul biruitor. V-am spus de la început că trebuie să vă pregătiți pentru că urmează să învățați câteva lucruri noi. Într-adevăr, stilul în care eu cânt cântarea aceasta este un stil mai complex, să zic așa, am combinat mai multe lucruri, dar sper că am reușit să vi le explic îndeajuns de bine, sper că le-ați înțeles și că o să reușiți să cântați și voi cântecul acesta, dar vă spun că nu trebuie să-l cântați cum îl cânt eu, ăsta este stilul meu. Mi s-a spus dacă pot să-l explic așa cum îl cânt eu în videoclipul pe care l-am postat anterior și am zis ok, o să fac lucrul ăsta și o să-l explic. Poate nu am explicat în totalitate sau m-am mai abătut de la regulă în anumite situații. Așa e cu chitara, cu ritmul, cu ciupiturile, uneori nu păstrează the same pattern, nu păstrează aceeași structură, să zic așa. Dar important este să sune bine cele din urmă și să cântați cum vă este comod pentru început, dar nu vă dați înapoi de la lucrurile care par mai grele inițial, pentru că vă ajută orice lucru nou și orice lucru chiar mai complicat vă ajută. Așadar, dragii mei, după cum am spus, asta este pe ziua de astăzi. Dacă v-a fost util acest tutorial, nu ezitați să distribuiți mai departe, nu ezitați să vă abonați la canalul meu în cazul în care nu sunteți abonat pentru a fi la curent cu orice noutate. Lăsați în comentarii lucrurile pe care nu le-ați înțeles, lucrurile pe care vreți să le știți. O să vă ajut în măsura în care pot și în măsura în care știu și eu, iar anumite tutoriale pe care ați mai vrea să le fac, dacă aveți, puteți să-mi lăsați în comentarii, încă am o listă destul de lungă în așteptare de tutoriale pe care urmează să le fac, dar mă voi strădui să răspund cererilor voastre. Așadar, dragii mei, vă urez mult spor la exersat, mult spor în tot ceea ce faceți, fiți o lumină pentru oamenii din jurul vostru și împrăștiați bunătate, pentru că nu vă costă nimic. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă poarte de grijă și să ne revedem cu bine la lecțiile următoare.